stat de vorbă cu doamna Maria și cu domnul Virgil Guliță. Sunt bunicii adolescentei gravide. Sunt părinții femeii care a leșinat în direct. Da? Ce ne-au mărturisit aceștia, vă las să ascultați și ne vedem imediat. E viol, bre. Ăsta e viol? Orică a fost silită, orică a fost bătută. Eu am simțit mișcarea. Că ei, în loc să ăla cu fiimea, o iubea mai mult pe nepoatele. Fata mea era mai mult zvârlită, ca un fel de în ploaie, n-avea nevoie de ea. Dumneavoastră credeți că Vergea a întreținut relații intime cu ea? Dacă o trăiți cu mine așa acolo, cu toții, ce, dacă într-o cameră stăteau toți și cumnași și frași. Dumneavoastră i-ați prins vreodată în fapt? Doamne, eu nu pot să înțeleg treaba asta, dar se vede de la sine. Cum adică că... Umbla pe stradă să pupa. Mai mult, bunicul fetei gravide, la doar 15 ani, susține că acum nepoata sa a rămas pentru a doua oară însărcinată cu tatăl ei, vitreg. Se vede faptul, bre. Prima dată l-a avortat, adică a chirotat-o. Tu cu Vergi, tu cu... Bătrânul susține că nepoata lui ar fi fost violată pentru prima dată de către un verișor. Ea a violat-o la etate de 13 ani jumate și nici când a pus să facă buletinul, a tăpărat și ăsta la după aia. M-am dus la lege, am declarat la lege tot treaba socoteală. Eu m-am dus, a dus femeia mereu, domnule, care este treaba? Și că nu rămâne așa. Păi da, bă, dar face 3 ani. Bunica fetei vrea ca cel care i-a nenorocit nepoata să fie pedepsit. E vinovat. N-avem ce să spunem că e vinovat. Mi-a zis odată, mi-a zis și fata mea că nu mai iubește pe ea și iubește pe nepoata mea. Am văzut așa și noi când dormea pe aici, dormea, fiimea dormea mai încoace lângă sobă și el dormea lângă ea. Fiimea ieșea pe afară, el stătea cu ea, îi punea piciorul așa peste ea. Fiica dumneavoastră nu a făcut nimic în acest sens? Ce să facă, bă? Ce să facă? Că ea este amenințată cu omoară, că le omoară pe amândouă. El e amenințat, e cu moarte. De către cine sunt amenințate? Vergi. Și pe ea o bate și o ține în cauza lui Fisa acolo și pe ea a bătut-o și a băgat-o și la beci.